Bine v-am regăsit în fața televizoarelor și pe frecvențele Publica FM. Sunt Vitalie Dogaru și astăzi vă invit să discutăm despre noul concept de parcare scot la consultări publice de către autoritățile capitalei. Jumătate din mașinile parcate pe străzile din centrul Chișinăului sunt în afara prevederilor regulamentului circulației rutiere. Evaluarea a fost făcută de către proiectul Green City Lab anul trecut și arată că proprietarii de automobile parchează pe trotuare, în intersecții sau fără să țină cont de semnele de care restricționează sau interzic parcarea. În ultimii ani asistăm la o creștere a numărului de vehicule în Chișinău, fapt care a făcut aproape imposibilă identificarea unor noi locuri de parcare. Autoritățile municipale, vă spuneam, au scos la consultări publice un proiect de concepție privind dezvoltarea sistemului de parcare în Chișinău. Nu este pentru prima dată când se încearcă acest lucru, veți spune, și probabil aveți dreptate. Fiecare tentativă anterioară de a mări suprafața destinată parcărilor nu a făcut decât să reducă din spațiul public, să îngreuneze circulația transportului pe anumite sectoare de drum și să consume resurse financiare de la bugetul public municipal. Prin ce se deosebește noul concept de parcare de precedentele și cât de mult ține cont acesta de experiențele anterioare nu tocmai pozitive, aflăm în minutele următoare de la invitații acestei ediții speciale și începem discuțiile cu domnul Vasile Grădinaru, consilier municipal al Partidului Acțiune și Solidaritate și vicepreședintele grupului de lucru pe parcări. Domnule Grădinaru, bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, pe ce se bazează această nouă încercare a primăriei de a îmbunătăți situația cu parcările în capitală? În primul rând, prin stabilirea principalilor obiective pentru Chișinău, și anume nu doar a parcărilor, dar și a transportului public sau a mobilității urbane, mai corect spus. Pentru că în anii 70, când s-a pus bazele transportului public în municipiul Chișinău, ca prioritate era oferirea câtui mai mare confort transportului privat. Noul concept vine ca să pună prioritate pe transportul public 1 și transportul, dacă vreți, pietonal și bicicliști în al doilea rând. Deci este o schimbare de abordare în primul rând. Într-al doilea rând este intenția noastră de a reglementa modalitatea de parcare pe de o parte, iar pe de altă parte de sancționarea celora care nu se conformează. Și de ce spun asta? Pentru că mă aflu acum la intersecția străzilor Ștefan cel Mare cu Armenească și dacă puteți vedea bine, pe strada Ștefan cel Mare nu o să vedeți nici acum și niciodată parcată vreo mașină, din motiv că la câteva secunde după ce ai parcat, scoboară cineva de la Ministerul de Interne și te sancționează. Și total diferită este în spatele meu acum pe strada Armenească, care este colț la colț cu tronsonul de drum despre care vorbeam și este parcat, după cum vedeți, mașini până în intersecție. De ce? Pentru că ei conștientizează că nu vor fi sancționați. Deci noul concept, vă rog. Deci noul concept prevede nu doar prevenția, dar și ridicarea unităților de transport și amplasarea lor la o parcare cu plată. Cetățeanul, văzând că va fi supus acestor sancțiuni, desigur că nu își va mai permite ca să parcheze atât de nereglementar în orice loc abuziv, unde crede el, contrar semnelor de circulație. Deci conceptul nu va crea noi locuri de parcare, așa cum așteaptă unii conducători auto și solicită de la primărie spații ca să-și parcheze vehiculele. Nu este așa, vor fi amenajate noi locuri de parcare. Ideea era doar că nu neapărat vom construi atâtea locuri de parcare, câte mașini sunt la moment. Noi vom încerca să motivăm oamenii să lase acasă mașinile sau unitățile de transport personale și să aplice la transportul public. De-aia am votat recent în Consiliul Municipal procurarea mai multor unități de transport public noi, ca să încurajăm un transport public comod. Doi, vom amenaja trei tipuri de parcări și asta vorbim în primul rând de locuri de parcări la marginea orașului, acolo unde cei din suburbii sau din afară vor putea lăsa transportul personal acolo și inclusiv prin taxe scăzute și prin alte facilități vor beneficia pentru transport public, astfel încât să încurajăm să lasă transportul personal și să ia transportul public. Doi, vor fi organizate parcări în zonele rezidențiale. Vorbim despre locuri de parcare în preajma blocurilor, acolo unde, din păcate, la moment nu sunt sau sunt într-o stare foarte deplorabilă. Și trei, în apropiere de zonele supraaglomerate sau la noduri de circulație a transportului public. Astfel încât, da, într-adevăr, să creăm și condiții noi pentru cei care vor să parcheze regulamentar. Dar totodată vreau ca să țină cont că
parcări pe arterele principale, așa cum și închipui foarte mulți, Ștefan cel Mare, București și așa mai departe, acestea nu vor fi. Ele vor fi pe străzi adiacente, dar nu pe cele care trebuie să asigure un flux cât mai mare pentru transport, indiferent public sau privat. Da. Spuneam ceva mai devreme că orășenii oricum sunt în așteptarea identificării locurilor de parcare. Cât de pregătiți sunt chișinăuienii, dar și oaspeții, capitalei, navetiștii mai ales, ca să accepte aceste noi abordări despre care ați vorbit dumneavoastră, și aici mă refer la crearea parcărilor la intrarea în Chișinău, identificarea unor parcări care nu sunt pe străzile principale ale orașului, dar undeva mai departe. Ca să vorbim dacă astăzi oamenii sunt gata sau nu să respecte aceste lucruri, din păcate v-am arătat mai devreme cât de gata sunt ei la ora actuală. Noi de asta activăm zi de zi în Consiliul Municipal ca să încurajăm un mod corect, inclusiv de folosire de transportul public și privat în municipiul Chișinău. Prima acțiune care este menită spre încurajare, vă spuneam mai devreme, ca să încurajăm oamenii să lasă mașinile acasă și să folosească transportul public, este creșterea calității transportului public. Atât în oraș cât și în suburbii. 2. Amenajarea acestor locuri de parcare la marginea orașului, care vor oferi inclusiv facilități pentru transportul public, astfel încât va fi mai fezabil. 3. Amenajarea benzilor destinate pentru transport public, care va face ca transportul public să se miște mai repede decât cel privat, astfel încât vei câștiga și în bani și în timp. Astfel va dispărea motivația folosirii transportului personal în detrimentul celui public. Și astfel vom încuraja cumva oamenii să ia transportul public. Iar la cei ce ține despre amenajarea parcărilor în acele zone, desigur că da, oamenii vor fi consultați, pentru că noi acum lucrăm la acest regulament care va prevedea toate aceste lucruri. Unde vor fi amplasate, ce fel de locuri de parcare, că e vorba la nivelul solului, că e vorba de multietajate sau subterane, aici sunt mai multe idei și urmează acest regulament să-l pregătim, să-l spunem dezbaterilor publice, iar acolo toate persoanele interesate se va putea expune dacă sunt sau nu de acord cu acele propuneri care sunt examinate la momentul regulamentului. Da, un lucru curios l-am găsit, domnule Grădinaru, documentul conține, și citez aici, și măsurile pe care municipalitatea le propune spre realizare în perioada 2020-2040. Credeți că într-un mandat de consilier pe care îl aveți și dumneavoastră este posibil să resimțim cumva acest concept pus la treabă? Desigur că da, pentru că, spuneam, mai multe norme vor începea a fi resimțite chiar în acest an, pentru că deja se examinează elaborarea mai multor puzuri, planuri urbanistice zonale, care deja prevăd în interiorul lor locuri de parcare. De exemplu, în preajma circului, de exemplu, da, este postului, clădirea circului, este preconizată o clădire cu 6 nivele, unde va fi amenajate, de exemplu, parcări. Da, sau sunt și alte idei care sunt practic foarte, foarte aproape de implementat. Dar spuneam, până la sfârșitul anului vor veni în suburbii 100 de unități de transport public noi, care vor încuraja transportul public. În următorii 3 ani vor veni circa 300 și de unități de transport noi public. Deja au apărut, ați văzut probabil experiența de pe strada Pușkin a benzilor dedicate. Vom lucra în același timp și încet cu încet oamenii ar trebui să vadă aceste lucruri, uitându-se la ceas cât durează o călătorie cu transportul public azi, comparativ cu ieri, altăieri sau altădată. Și ce se mai aude cu parcările cu plată? Unde a ajuns acest proiect? Parcările cu plată este undeva, cred că mai mult pe rafturile CNA-ului, nu știu la moment care este soarta lui, pentru că acest concept, spuneam, era făcut pe concepția sovietică, în care prioritatea era pus transportul privat și nu transportul public. Ziceam și repet, prioritate astăzi, în 2020 și pentru viitor, ar fi corectă, la fel ca în orașele europene, să dea transportului public și pietonilor și bicicliștilor. O ultimă întrebare și vă las, domnule Grădinaru, legat de transportul de alternativă și aici, bicicletele. Ce rol rezervă astăzi municipalitatea pentru dezvoltarea acestui mijloc de transport în Chișinău? Da, din păcate, până acum autoritățile se limitau doar la desenarea a câtorva linii pe partea pietonală sau pe partea carosabilului, ca să prezint că acesta ar fi un loc destinat bicicliștilor. Noi, în schimb, avem un pic altă abordare. Dacă ați observat, în Consiliul Municipal acum se pregătește un proiect decizic schimbarea statutului străzii București, ca exemplu, unde se presupune că o bună parte din carosabil va fi destinată strict bicicliștilor. Poate 1 și 2. La 31 august? 31 august, da? Unde o parte din carosabil va fi destinată strict bicicliștilor. Mai mult ca atât, ea va fi
amenajată chiar cu toate cerințele caracteristice pistelor pentru bicicliști, nu doar desenarea anumitor liste. Asemenea inițiative o să mai vedeți la Consiliul Municipal și asta, vă spun, vine în concordanță cu acest concept. Și acest lucru va fi dezvoltat în municipiul Chișinău, pentru că cred chiar că este o idee pe care noi trebuie să mergem cu o întârziere de mai mult ani comparativ cu orașele europene, dar trebuie să facem acest pas. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grădinaru, pentru acest dialog în direct, iar telespectatorilor le reamintesc că am vorbit cu domnul Vasile Grădinaru, consilier municipal din partea Partidului Acțiune și Solidaritate și vicepreședintele grupului de lucru pe dezvoltarea conceptului de parcări. Spuneam că bicicletele ar putea să fie o alternativă transportului public, cum decurge această trecere de la automobil la bicicletă. Vorbim cu domnul Vasile Fotescu, președintele Clubului Cicliștilor Amatori din Moldova. Domnule Fotescu, bună ziua! Vă văd în mașină, nu pe bicicletă. Da, bună ziua și din păcate sunt în autovehicul, merg spre Rezina. Astăzi sunt fără bicicletă, dar 3 zile în urmă ne-am întors de la Orhei frumos cu bicicletele, am avut o escapadă frumoasă și chiar merită să ieșiți. Și este bine să folosiți acest transport bine, că vă dă foarte multe avantaje. Avantajele pentru biciclete în Chișinău, care ar fi? Știți că am putea să descărcăm foarte mult orașul de traficul pe care îl avem. Doi, că am putea să-l facem orașul mai curat și să fie și aerul pe care îl respirăm mult mai curat. Pentru sănătatea noastră, sigur că este, îți dă plus 20 de ani în plus bicicleta. Și desigur, devenim și noi o capitală europeană așa cum ne dorim. În perspectiva pe care ne dorim să-l facem verde, curat și foarte, foarte, foarte mobil. Pentru că bicicleta îți oferă o altă mobilitate pe care nu o să o aveți cu mașina sau cu alt transport. Dar, din păcate, avem ce avem. Îmi permit să zic că prioritățile în Chișinău au fost altele în ultimii 15 ani. Bine, eu am zis întotdeauna și am repetat și la dumneavoastră în platou și spun încă o dată foarte tare că bicicleta poate fi, poate deveni și Chișinău poate deveni prietenos bicicliștilor și sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla foarte, foarte aproape. Foarte aproape. Probabil că știți despre proiectul pe care astăzi autoritățile îl studiază, cel cu transformarea străzii 31 august într-o arteră modernă destinată în principal bicicliștilor, pietonilor și după care mașinilor și mai mult transportului public. La ce ar trebui să atragă atenția pentru a nu da în bară și de data aceasta primăria cu acest proiecte, așa cum spunea ceva mai devreme și domnul Grădinaru, nu doar să deseneze linii albe și galbene pentru bicicliști, dar și să creeze o infrastructură pentru acest transport. Da, din păcate nu s-a dorit în toți acești ani să fim consultați, să fim întrebați de faptul cum să fie amenajate aceste piste, cum să fie infrastructura pentru noi, că nu este doar pistă, ca să înțelegeți. Este momentul în care să fim consultați, este primul moment și eu am zis-o chiar și ieri într-un comentariu undeva că persoana care încearcă să facă acest lucru trebuie să se așeze pe bicicletă, să meargă vreo 20 de kilometri prin oraș, să meargă pe arterele principale, să facă punctele de legătură între sectoare și nodurile pentru bicicliști și după asta să înțeleagă foarte clar ce și cum să se apuce de desenat. Pentru că acest arhitect, acest urbanist, el trebuie să înțeleagă foarte clar ce este pentru noi și nu ne pune pe noi în pericol. Pentru că noi suntem participanți la trafic și domnilor șoferi, să înțelegeți foarte clar că suntem și noi vehicul, noi suntem în preajma mașinii sau autovehiculului, deci suntem pe carosabil, nu pe trotuar, și asta este foarte clar scris în regulamentul circulației rutiere. Și desigur ne-am dorit și modificări la legislație pentru noi, pentru că este și un beneficiu. Pe 31 august am zis, chiar când am auzit prima dată, că este prea îngustă strada pentru noi. Eu încă, sincer, nu am fost la fața locului să-mi închipui vizual cum ar putea să fie lucrul acesta. Eu circul des pe această stradă pentru că este punctul de legătură între centrul Botanica și chiar în sectorul Ciocană mă duc tot acolo. Mi-am dorit foarte mult să fie cel puțin 2 metri pe stânga sau pe dreapta, deci în dependență de cum este proiectul și chiar vreau să vin să negociem, să discutăm într-un dialog public, pentru că
Nu vreau să fie încă o dată dezbaterile publice făcute doar de dragul dezbaterilor publice. Eu înțeleg urbaniștii, înțeleg arhitecții, înțeleg pe toți cei care sunt specialiști în domeniu, dar trebuie să vă așezați pe bicicletă într-o zi și să vă închipuiți că, uitați-vă, nu o să facem ceva care o să fie pe 2 ani înainte, o să fie pentru 20, 30, poate mai, și mai mulți ani înainte și trebuie să o facem din start corect, așa cum se face în capitalele europene. A mers și în Haga, a mers și în Budapesta, a mers și în Viena, a mers și în Sankt Petersburg sau, dacă doriți, în Minsk, să văd că este făcut calitativ și este făcut bine. Marcajul este foarte puțin spus pentru noi. Nu este suficient să ne desenați o linie roșie, albă sau galbenă pe care să fie doar acest logo al nostru, al ciclistului. Este mult mai mult decât atât și vreau să înțelegeți foarte clar și cei care ne privesc. Pentru că ne faceți siguranța în trafic, ne faceți ca noi, nu, Doamne ferește, să se întâmple să fim atinși de o mașină sau pietonilor, să le încurcăm drepturile lor. Pentru că noi am avut foarte multe exemple când pistele erau făcute pe trotuar, unde nu suntem încă deprinși să respectăm această regulă. Pietonul are spațiul lui și biciclistul are spațiul lui. Ștefan cel Mare este o batjocoră care a fost făcută, și zic asta din cunoaștere de cauză, pentru că noi încălcăm drepturile pietonilor în fiecare zi acolo, și nici măcar nu este distanțată. Pentru că prima regulă este ca noi să fim distanțați de pietoni, să fim cât mai departe de un autovehicul, să avem punctele de nodurile de legătură între sectoare, pentru că să avem foarte claritate cum circulăm la rond, deci cum circulăm în intersecție, cine are prioritate. Și aici sunt foarte multe lucruri pe care noi suntem gata să le propunem pe fiecare segment în parte, pe fiecare intersecție, dacă doriți, și chiar cu niște cheltuieli foarte minime, deci cu niște investiții foarte puține pe acest segment. Da. Eu nu vreau să se întâmple ceva, scuzați-mă că vă întrerup, ceva ce este în sectorul Ciocana, pentru că pentru mine nu este clar încă ce va fi pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Sper să fie ok și sper să nu repetăm experiența Grigori Vieru. Da, din ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Fotescu, important este că la aceste discuții să participe mai multă lume interesată absolut, de dezvoltarea toți cei transportului în cluburile de ciclism, o să vă rog să federația rămâneți alături de, ciclism, de noi. O să vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că acum îl includem în discuții și pe domnul Constantin Beresteanu, directorul Asociațiilor Importatorilor de Mașini Autorizate. Domnule Beresteanu, bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, cât de amenințați vă simțiți de aceste idei a primăriei de a face ordine în traficul din Chișinău și de a aduce conducătorii auto să respecte indicatoarele unde și cum să parcheze. Da, într-adevăr, în Chișinău este o problemă foarte, foarte mare și ea treptat tot se majorează. Această problemă devine mai dificilă. Lipsa parcărilor auto în municipiu duce la un haos total. Partea carosabilă este clar că trebuie să fie destinată doar pentru circulația transportului sau trotuarele să fie destinate pentru pietoni. De aceea, numai decât trebuie organizate parcări auto cu plată, să fie cu multe nivele în locurile care e posibil și mai multe unități de transport zilnic se adună. Este o problemă atât mecanică cât și ecologică. Atâta timp cât fiecare se stăruie să pună mașina unde a fi, numai ca mai ușor să ajungă unde el are de intrat, dar nu este o parcare bine amenajată, bine înzestrată cu toate cerințele și trebuie să fie cu plată aranjată, așa cum în alte țări. Iată, am avut ocazia, am fost în orașul Detroit, în Statele Unite. Acolo toată ziua străzile sunt pustii, dar parcările sunt una lângă alta cu 10-15 etaje și toate sunt pline cu automobile. Lumea știe că automobilul trebuie să fie parcat la locul respectiv.
și plata care trebuie. Dar cine trebuie să construiască aceste locuri de parcare în viziunea noastră? Pentru că în raportul pe care îl au cei de la primărie, un loc de parcare multietajat sau subteran costă câteva zeci de euro. Acestea, organizarea, proiectarea, construirea și exploatarea parcărilor auto trebuie să înceapă primăria pentru a da locuri agenților economice, cei care vreau să investească în acest gen de activitate. Și eu sigur că sunt agenții economici care vreau să investească în acest gen de activitate, pentru că ea numai decât se răscumpără și va fi de folos. Va fi exploatată toată viața, adică mulți ani înainte. Trebuie pur și simplu să atârnim mai serios. Așa s-a vorbit și a spus mulți ani de zile și precedenta conducerea primăriei, așa se spune și anul, dar posibil să rămâie la același nivel. Sunt agenții economici care doresc acest lucru să-l facă. Să proiecteze, să construiască, să exploateze aceste parcări cu multe nivele. Da, întrebare pentru domnul Fotescu și ultima întrebare, domnule Fotescu, nu vă mai reținem. Mai multe locuri de parcare înseamnă mai multe biciclete pe stradă? Din păcate, nu o să fiu de acord cu antivorbitorul meu și am să vă spun de ce. Eu nu-mi doresc să fie Chișinău o parcare imensă. Deci, haideți să luăm experiența diferitor capitale. Avem o problemă tehnică, dar mai suntem alături de dumneavoastră, domnule Fotescu. Dacă reveniți, vă așteptăm. Așadar, întrebarea era și pentru domnul Beresteanu. Mai multe locuri de parcare înseamnă că șoferii vor fi mai responsabili atunci când parchează, pentru că, domnule Beresteanu, avem o situație pe strada Testimițanu, acolo unde există o parcare multietajată, dar parcările neregulamentare nu au dispărut de la intersecția străzilor Vârnav cu Testimițanu. Cum o soluționăm? Da, într-adevăr așa este. În primul rând, asta se referă la cultura conducătorilor auto. Ei trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna, nu este normal de pedepsit, dar este normal să parchezi automobil acolo unde este destinat și să achit suma aceea care trebuie de achitat. Altceva, că sunt sume foarte mari la parcările auto, care costă 10-15 lei pe oră, ea trebuie să coste 3-5 lei. Și într-așa caz va fi și străzile curate și parcarea va avea venit. Deci cine trebuie să plătească până la urmă pentru faptul că ieși cu mașina în oraș? Autoritatea publică sau conducătorul auto? Conducătorul auto, pentru că nimic nu se face, nu este dator nimănui să-i dăie 6 ori 10 metri pătrat, el toată ziua să ții mașina pe teritoria primăriei și să nu achite nimic. Asta nu este normal. Chiar în alte orașe, chiar dacă sunt așa locuri de parcare, este automat pe loc, acolo plătești pe oră cât trebuie de plătit. Automobilul este un lucru personal al fiecărui cetățean, de care el trebuie să răspundă. Și trebuie cu înțelepciune de atârnat către acest lucru. Înțeleg că autoritățile municipale rămân deschise acestor consultări cu societatea civilă. La ce ați atrage dumneavoastră atenția în această reformă a sistemului de parcare în capitală? În primul rând ar trebui de modificat puțin hotărârea Guvernului 672 referitor la parcările auto din 1998. Și acolo puțin modificări trebuie să fie efectuate. Și la într-a doilea rând, de găsit, sunt locuri în municipiul Chișinău, în multe locuri care deja trebuiau să fie parcări auto cu plată a agenților economici privați. Primăria doar terenul trebuie să îl elibereze celor sau vândă la, așa, conform legii. Principalul că inițiativa trebuie să fie a primăriei de organizare. Da, mai departe, adică acceptați economici ideea unui parteneriat public-privat? Cum ar trebui să arate acesta? În primul rând,
terenurile care sunt destinate, ar putea fi destinate parcărilor auto, să fie scoasă la iveală ca agenții economici să cunoască despre acest lucru. Iată, ei știu, presupunem într acest loc spate de construit parcare cu 10 niveli. Atunci agenții economici vor fi atrași într acest gen de activitate și vor investi mai departe pentru a exploata parcarea dată pe toată viața, pe totdeauna. Faptul că vom avea mai puține locuri de parcare, faptul că cetățenii vor trebui să plătească pentru aflarea cu mașină în oraș, cum vedeți dumneavoastră afacerile cu vânzările de mașini? Oamenii vor cumpăra automobile tot timpul, ele au fost, sunt și vor fi. Altceva că automobilele vor fi de pildă electrice, ori altfel vor fi, dar automobile se vor vinde permanent pentru că oamenii doresc, au nevoie de a se deplasa mai cultural, mai în securitate și mai bine. Deci nu vor fi mai puține vânzări, oamenii vor rămâne în mașini chiar dacă vor trebui să plătească suplimentar pentru că se află în oraș cu mașina și vor trebui să caute un loc de parcare. Da, aceasta nu va fi o piedică în vânzări. În vânzări piedica este situația creată de războiul dat care se petrece în lume. Dar eu cred că mai devreme, mai târziu, acest război se va termina, dar oamenii au nevoie să deplaseze, pentru că așa este viața. Vă mulțumesc mult, domnule Bricicaru. Important să se deplaseze respectând și regulamentul circulației rutiere. Continuăm discuțiile pe marginea acestui nou concept propus de autoritățile capitalei pentru dezvoltarea sistemului de parcare în capitală și ne apropiem de concluzii pe care le vom face alături de domnul Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță a Infrastructurii Rutiere. Domnule Bricicaru, bună ziua! Vă salut, domnule Dogaru. Spuneți-ne, vă rog, la ce ar trebui să fie atente autoritățile municipale pentru a nu da greș și de data aceasta cu dezvoltarea sistemului de parcare în capitală? Eu cred că s-a discutat și se discută foarte mult de subiectul ăsta. Toate lucrurile astea sunt de foarte mult timp inventate. Nu trebuie de inventat alte biciclete, că o să vorbim probabil și de biciclete. Trebuie de aplicat bunele practici, dar fără invenții moldovenești și atunci totul va fi bine. Orașul are nevoie de parcări, orașul are nevoie de îmbunătățirea sistemului de parcare, respectiv sistemul ăsta de parcare iarăși ar trebui să țină cont și de necesitățile tuturor utilizatorilor, fiindcă asta este important. Nu poți face locuri de parcare în detrimentul, să-i spunem, bicicliștilor, cum a menționat și unul din vorbitorii dumneavoastră astăzi. Deci, cum continuăm aici? Subiectul este destul de dezvoltat în zona centrală. Toate parcările trebuie să fie cuplate. Vrei să te parchezi în zona centrală a orașului, poftim, plătește. Normal că nu o să fie niciodată locuri de parcare pentru toți, dar toate lucrurile astea trebuie să fie făcute în comun, adică studiate în comun, nu parcările aparte, nu pistele pentru bicicliști aparte, nu ierarhizarea infrastructurii aparte de care am vorbit cu autoritățile locale chiar săptămâna trecută. Toate lucrurile astea trebuie să fie luate în complex și analizate în complex. Atunci când o să le luăm așa pe bucăți, o să primească iarăși cum s-a primit cu acele linii vestite pentru bicicliști galbeni. Văd că puneți accentul pe dezvoltarea sistemului de drumuri pentru bicicliști. Cât de pregătiți sunt chișinăuienii să accepte această formulă astăzi și să lase acasă mașina ca să urce pe o bicicletă? Domnule Dogaru, eu chiar am fost curios ultimele luni de subiectul ăsta, fiindcă analizând niște studii internaționale, am stabilit că COVID-ul, pe lângă toate problemele care le-a creat, a creat un foarte mare boom pentru circulația pe biciclete, fiindcă oamenii nu mai vor să mai urce în transportul public, acolo unde stau bulucul unul peste altul.
Oamenii vor modalități de deplasare mult mai ecologice și mult mai sigure din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere a sănătății publice. Respectiv și în Moldova, din câte eu știu, a crescut foarte mult vânzările de biciclete. Eu, bună oară, mi-am cumpărat o bicicletă în luna aprilie, fiindcă am considerat că copiii mei, cât ar merge prin transportul public, e mult mai util și mai bine să meargă pe o bicicletă. Și acum venim la a doua întrebare. Ce facem noi? Pe unde circulăm cu aceste biciclete? Și ajungem la ceea ce vorbiți și dumneavoastră. Chiar zilele trecute vorbeam cu m-a telefonat un bun prieten care se revolta foarte mult fiind un foarte aprig biciclist că nu are pe unde merge cu bicicleta. Și este un om destul de înstărit, un om bogat, să-i spun eu așa, care își permite și mașină și altceva. Însă el îi place să circule cu bicicleta, deci tot mai multă lume se urcă pe bicicletă, inclusiv în oraș. Respectiv, autoritățile locale trebuie să fie foarte receptive la lucrul ăsta și să aibă o implicare. În afară de faptul că mi s-a vorbit foarte mult de strada 31 august, la care am oferit și eu foarte multă consultanță până acum, eu vreau de la autoritățile locale asumare. Nu vorbe, dar asumare. De la primarul general care se iasă cu o declarație și să spună că oameni buni va fi strada 31 august cu piste pentru bicicliști. Cu o dispoziție, cum mai știu eu, cu toate instrumentele astea instituționale. Așa se face o asumare în orice țară care vrea să implementeze ceva nou, fiindcă dacă ne oprim la asta, standardele din Republica Moldova nu o să permită asemenea lucruri. Avem niște standarde de proiectare, norme de proiectare foarte vechi, mai ales ce ține de infrastructură urbană. Respectiv, până va fi înnoită aceste standarde, este absolută nevoie de implicare și asumare politică. Practic, de aici reiese ceea ce spuneți și dumneavoastră, că autoritățile Chișinăului vor face aceste măsuri în perioada 2020-2040. Ce termen rezonabil găsiți dumneavoastră pentru a face Chișinăul altfel pentru bicicliști și transportul public? Știți, eu sunt ferm convins de faptul că este nevoie de o primă piatră, să-i spunem așa. Dacă până la urmă, mă întorc la strada 31 august, dacă până la urmă acest proiect va fi derulat în condițiile în care se discută la ziua de azi și va fi acea asumare a primarului general, eu cred că după asta lucrurile vor derula foarte repede, fiindcă Chișinău are nevoie de o asemenea infrastructură. Chișinău are nevoie de lucruri noi, are nevoie de infrastructură rutieră pentru toți utilizatorii. Deci și pentru bicicliști, și pentru pietoni, și pentru șoferi. Însă toate lucrurile astea trebuie să fie foarte bine gândite și comasate împreună. De exemplu, domnul care de la Asociația Bicicliștilor a vorbit foarte, foarte corect, fiindcă nu poți pune astăzi biciclistul care circulă cu viteză de 30 km la oră sau 25-30, să-l pui să meargă pe aceeași pistă cu pietonul care merge cu viteză de până la 7 km la oră. Respectiv, lucrurile astea trebuie să fie foarte gândite, să apropiem vitezele cu care circulă toate acești trei utilizatori de drumuri. Și atunci putem să facem infrastructuri sigure, utile și foarte bune pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bricicaru, pentru această intervenție în care am încercat să aflăm ce alternative de transport există astăzi în capitală și cât de pregătite sunt autoritățile să le pună în mișcare. Toate acestea dacă se rezolvă problema parcărilor neregulamentare de pe trotuare, intersecții și altor locuri nepermise pentru staționarea transportului privat. În câteva minute știrile, rămâneți cu Publica TV.